Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă. Astăzi vă prezentăm președintele interimar al Partidului Social Democrat, filiala Călăraș, pe domnul secretar general al Partidului Social Democrat, Paul Stănescu, și președintele interimar al filialei Călăraș. Aici prezenți avem parlamentarii în funcție, pe domnul Cristi Sefă, Sorin Vrăjitorul, doamna senator Rosana Pațurcă, candidatul la primăria municipiului Călăraș, Marius Dulce, și domnul secretar Samuel Ion. Ne-am organizat și vreau să vă spun, suntem pregătiți să intrăm în competiție pe 27 septembrie. Avem candidați în toate organizațiile și pot să spun că pe fiecare localitate, nu numai candidatul Partidului Social Democrat a fost cel care a fost desemnat, a fost o competiție pe fiecare localitate, alte organizații și pot să spun aici ALDE, aproape din luna martie de când am venit eu, împreună cu mine și domnul State, președintele ALDE s-a alăturat echipei, am întărit echipa și pot să vă spun că astăzi suntem pregătiți cu organizațiile ALDE, UNPR, în asociere cu ei am reușit să facem organizații puternice, să intrăm în competiție și să câștigăm alegerile din 27 septembrie. Pot să spun, suntem deja câștigători, 25 de primari care s-au alăturat echipei PSD. Suntem astăzi cu cei mai buni candidați pe organizații și noi nu avem decât astăzi să facem o campanie, să arătăm oamenilor că facem administrație pentru oameni și vom câștiga tot ce înseamnă administrație municipală, cele două administrații municipale, cele trei orașe ale județului Călăraș și cele 50 de localități. Împreună cu sprijinul parlamentarilor al echipei de la Călăraș, cred că trebuie să le mulțumesc că m-au acceptat să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, să duc mai departe proiectele începute și să mai câștigăm multe proiecte. Aici trebuie să spun și să recunosc sprijinul pe care domnul ministru la acea dată, Paul Stănescu, l-a dat județului Călăraș și organizației PSD de la timpul respectiv și n-a ținut cont de culoarea politică. Cele mai multe proiecte le-a primit primarii PNL de la acea dată. A zis că Călărașul merită să se dezvolte uniform și de aceea astăzi sunt în echipa PSD-ului pentru că principiul de dezvoltare unitar într-un județ a primat. N-a primat trecerea politică a unor primari ce se întâmplă acum, mai duce la Ministerul Dezvoltării ca să se mute la PNL pentru că vor primi proiecte viitoare. E o mare păcăleală pentru că acolo tot ce înseamnă Compania Națională de Investiție spune în limita sumelor disponibile. Ce sume disponibile? Pentru că Ministerul Dezvoltării n-are sume azi, îi păcălește pe cei care se duc, semnează niște contracte care n-au valabilitate. Despre organizare, cred că aici ar trebui să vorbească secretarul general și colegii mei parlamentari care sunt implicați pe colegiile din județul Călăraș. Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc că ați participat la conferința de presă a organizației județene PSD Călăraș. Salut cu această ocazie și venirea lângă organizația județeană a domnului secretar general ca președinte interimar. Da, spunea domnul președinte că suntem pregătiți de luptă, pregătiți de război. Acum, în situația în care se află organizația județeană, eu cred că în această competiție nu am mai intrat cu atâta aplomb și cu atâta dorință și cu așa de mulți candidați care se bat la câștig în fiecare localitate de foarte, foarte mulți ani. Chiar dacă la 2012 organizația județeană a avut o relansare în sensul că rezultatele de la acel moment ne-au situat în jur de, după redistribuire, în jur de 40%. Vreau să vă aduc aminte că atunci am intrat în bătălie înainte de alegeri locale cu 11 primari din 55, competitorul nostru având diferența de 43.
Acum avem 25 de primari și cu siguranță din calculele mele și din o situație pe care o am și luând rezultatele de la 2016, ne batem în cel puțin încă 8 localități cu șanse reale de câștig. Ne-am întărit. Domnul președinte Vasile Iliuță nu a venit de unul singur la inaugurația noastră și a venit și cu un număr de primari, astfel încât ne-a făcut să ne întărim. Urmează să avem un birou permanent județean în care să desemnăm pe fiecare localitate, să ne organizăm cu responsabili, cu responsabili de fiecare colegii și zone, cum le zicem noi mai nou. Și eu cred că, încă o dată mă repet, avem toate șansele ca în 27 septembrie să câștigăm alegerile locale și, bineînțeles, majoritatea în Consiliul Județean. Domnule președinte, mă bucur că ați ajuns la noi, în organizația noastră și cu siguranță prezența dumneavoastră ne dă putere sporită. Noi suntem o organizație în creștere, în creștere sigură, pentru că în 27 septembrie vom câștiga la Călăraș. Municipiul Călăraș va fi, după 16 ani, va fi un municipiu roșu. Vom câștiga cu siguranță pentru că ajunge cu această administrație PNL care a demonstrat că banul public este numai al lor. Este pușculița lor de casă. Banul public este pușculița lor de casă. Niciun călărășan, nicio firmă călărășeană nu a avut acces la lucrare. În Călăraș se derulează peste 500 de miliarde, valoare de peste 500 de miliarde lucrări și nicio firmă din Călăraș nu lucrează. Nu se mai poate la Călăraș tolera această administrație. Ne minte cu desene, cu filmulețe, mai nou acum nici n-a terminat bine un bulevard, care dacă puneam bani lângă bani, 90 de miliarde cât a costat, 840 de metri liniari, puteam să-l facem numai pavat în monedă. Drept urmare, cred că călărășenii vor fi alături de noi și în 27 septembrie, domnule președinte interimar, vom transforma Călărașul un oraș roșu, câștigător, pentru că nu se mai poate. La Călăraș nu mai trebuie tolerată această administrație PNL. Mi-aș fi făcut foarte multe vorbe să vă spun. Eu sunt convins de-aia nu prea multe. Am ceva să vă spun, dar spre final avem niște candidați determinați. L-avem pe domnul președinte Vasile Iliuță, actual și viitor președinte Consiliului Județean. L-avem pe domnul Dulce, viitorul primar al Călărașului. Ce vreau eu să vă spun mai mult și chiar vreau să ajungă prin intermediul dumneavoastră către toată lumea. Activul de partid al PSD-ului și asta o să fac de aici încolo, să spun tot timpul lucrul ăsta. Avem candidați noi, tineri determinați, care vor să facă politică. Zilele trecute am discutat cu dânsi și probabil că fac retorică, pentru că asta se știe, dar vreau să, eu, Cristi Stefăr, deputat de Călăraș, vreau să spun lucrurile astea. Sunt amenințați, în primul rând, în prima oară sunt ademeniți cu mărul, da? Cu mărul acela veninos, după care, da? Sunt călcați în picioare, amenințați și nu numai ei și familiile lor, chiar zilele trecute am discutat. Din păcate, problema e asta. Una, că sunt foarte tineri și vor să intre în politică. Și nu e bine să facă pasul în mediul ăsta atât de ostil și atât de urât. Uitați-vă ce se întâmplă. S-a blocat Consiliul Județean, da? Sunt proiecte îndelurare. Îndelurare acolo, nu știu ce se va întâmpla. Eu asta vreau să vă spun, că am pornit la o luptă și, din păcate, e o luptă murdară. Dar vă asigur, e asigur pe călărășenii, împreună cu colegii din Parlament și împreună cu tot statul, cu tot ce înseamnă organizația județeană Călăraș, că vom face tot posibilul, da? Prin mijloace legale, să rezolvăm această problemă și, în sfârșit, Călărașul să intre pe făgașul lui cel bun. Bine ați venit, domnule secretar general, și să dă Dumnezeu ca prin prezența dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră ca noi, județul Călăraș și organizația și cu doamne, doamne, să putem să câștigăm alegerile de la primăria
municipiului Călăraș și, în sfârșit, PSD-ul, după 16 ani de zile, să aibă din nou președinte al Consiliului Județean, persoana domnului președinte Vasile Ilieță. Aș vrea să mă refer un pic mai puțin la, la organizare. Domnul secretar Jean a făcut în nenumărate rânduri referire vis-a-vis de cum suntem organizați. Profit de ocazie că este o conferință de presă și ar trebui cu această ocazie ca noi, PSD-ul, să transmitem niște mesaje. Mesaje care nu au mai fost transmise datorită faptului că, știți foarte bine, datorită restricțiilor COVID-ului, conferințe de presă nu au existat, doar ce au fost punctual pe la contractele care le avem cu Antena 3 și cu celelalte publicații. Noi trebuie să spunem călărășilor ce am făcut, ce a făcut PSD-ul bun pentru Călăraș. Este important să transmitem aceste mesaje și să facem cunoscut. Trebuie să spunem că noi, PSD-ul, pe guvernarea PSD, am adus finanțarea pentru portul turistic de la Călăraș și Consiliul Județean a făcut și a muncit și a produs documentele necesare implementării acestui proiect și, din câte am eu cunoștință, acest proiect se află în procedură de licitație. Deci am adus 12 milioane de euro, aproximativ 12 milioane de euro la Călăraș. Guvernul PSD este cea mai mare, investiție directă făcută de Guvernul României în județul Călăraș de 30 de ani de zile încoace, în afara programelor naționale. Trebuie să spunem, și aici fac o paranteză, chiar glumeam cu colegii de la presă când am venit, că am stat 20 de minute la pasajul de la Drașna, iar amendamentul meu la bugetul de stat de anul trecut privind finanțarea acestui pasaj și includerea lui în proiectul de investiții a dat roade și astăzi vă comunic că pasajul de la Drașna are toate avizele luate, are indicatorii aprobați, se află pe site-ul de achiziții publice. Sunt câteva proiecte pe care noi, PSD-ul, le-am adus pentru Călăraș și pentru călărășeni. Avem de asemenea de spus călărășenilor că PSD-ul, cu 1 septembrie, conform legii, trebuia să mărească pensiile, trebuia să mărească alocațiile, dar vedem că acest guvern irresponsabil tot prorogă termenul și spun că nu au bani. În schimb, au bani de cu totul altceva, de multe, multe alte lucruri care nu ajută și nu vin în beneficiu și în sprijinul cetățenilor români. Vă stau la discuții și cu alte informații, dacă este necesar, putem să vorbim și despre lucrurile bune pe care Partidul Social Democrat le-a făcut în agricultură, care le-a făcut în județul Călăraș și proiectul de irigații și investițiile care s-au derulat în județul Călăraș vis-a-vis de cunoscuta stație de pompare la 388 și astăzi este funcțională. Putem să vorbim de alte investiții majore pe care Partidul Social Democrat le-a derulat în Călăraș, dar bănuiesc că timpul nu ne permite foarte mult și stau la dispoziție și cu alte informații care este necesar. Mulțumesc! Vreau să vă spun și eu și mă bucur că ați spus prezentă de fiecare dată și mi-a dat și oportunitatea să iau cuvântul. Ce aș putea să vă spun decât că sunt alături de fiecare candidat pe care Partidul Social Democrat l-a desemnat. De foarte mult timp nu am mai avut atâta speranță că vom fi învingători și cred că trebuie să fim învingători pentru oamenii din Călăraș. Ca și zonă de atribuție, fiecare parlamentar și-a preluat un colegiu. Eu răspund de colegiul 3 în această campanie și am toată speranța că voi avea primar câștigător și mai ales primari PSD. Legat de această campanie, suntem zi de zi în localitățile pe care noi le coordonăm și pot să vă spun după foarte mult timp că sunt bucuroasă și încântată pentru că, deși există administrație condusă de primar liberal, cetățenii s-au săturat și efectiv sunt alături de noi. Lucrurile pe care noi le-am făcut de fiecare dată când am fost la guvernare, se pare că și cetățenii de data aceasta le simt și au toată încrederea în noi și în Partidul Social Democrat. Sunt alături de domnul președinte Vasile Ilieță, împreună cu parlamentarii și cu toată structura, avem o echipă frumoasă și bine studată. Chiar l-am și felicitat că la fiecare întâlnire n-am mai văzut de mult timp atâția oameni de calitate, profesioniști, venind alături de noi și îmbrățișim, bineînțeles, și doctrina social-democrată.
La fel, am observat și sondajele și măsurătorile din municipiul Călăraș. Am și prieteni, bineînțeles, și cunoștințe, care îmi spun din teren că suntem de departe câștigători și în municipiu. Eu sunt convinsă că alături de domnul președinte Vasile Iluță și sub coordonarea domnului Paul Stănescu ca și președinte interimar, avem toate șansele de reușită, pornesc cu toată încrederea și urez succes fiecărui candidat PSD. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. Nu credeam vreodată că o să ajung președinte interimar la Călăraș, dar sincer vă spun, când CEX-ul a făcut nominalizarea mea ca președinte interimar la Călăraș, chiar m-am bucurat. De ce m-am bucurat? Pentru că alături de colegii mei parlamentari, de Iliuță, de Marius și de toți ceilalți colegi, de fiecare dată când am venit aici și ca ministru, chiar am simțit foarte aproape. Am văzut mulți oameni determinați, mulți oameni serioși, dar și frumoși călăreșeni în același timp. Și chiar am venit cu drag aici să, împreună să câștigăm aceste alegeri și cum văd sloganul pentru campania electorală Călărașul îmi place foarte mult, administrație pentru oameni. Foarte important acest lucru, pentru că, până la urmă, oamenii, sau, dacă vreți, poporul român e un popor inteligent. Știe ce a făcut PSD-ul, guvernarea PSD, în fiecare localitate, în fiecare oraș, în fiecare județ. Sigur, și știe și ce face PNL-ul. Nu e nimic. Toată lumea știe, avem media, avem pădureastră, orice să știe în țară. Din păcate, de când am venit pe noi, mai glumit, de așa pot să spun, ei nu au adus pandemia și seceta, ne-au adus-o. Și domnul Ioanis spune că PSD-ul e domină pentru orice rău în țara asta, nu? Uite, PNL-ul și domnul Ioanis ne-au adus și pandemia și seceta. Două lucruri rele pentru noi, glumit spune lucrurile astea, nu le putem lua în serios. Acum trecând la lucrurile foarte serioase de aici, de la Călăraș, eu chiar am mare încredere în echipa de la Călăraș. Iliuță Vasile, Marius Dulce, colegii mei parlamentari, pentru că zic, a venit vremea ca, într-adevăr, Călărașul să fie condusă de o administrație PSD, competentă, și colegii mei știu că eu am mari pretenții, în sensul că niciodată, în momentul în care am fost într-un guvern sau în momentul în care am avut o funcție politică importantă în administrația centrală, n-am gândit unitar. Am gândit pentru oameni, niciodată n-am făcut diferența și puteți să vă întrebați, să vă interesați. Cât am fost la Ministerul Dezvoltării, nu a fost primar să nu stau de vorbă cu el. Indiferent, nu l-am întrebat niciodată dacă e PNL, dacă e PSD, dacă e UDMR, pentru că o floare nu se face primar la. Avem nevoie de toți. Sigur, în campanie suntem oameni politici, fiecare vine cu oferta lui electorală, nu cu sloganul electoral, cu oferta lui electorală și spune, într-adevăr, ce proiecte sunt pentru comunitatea respectivă, atât în fiecare localitate, dar și la nivelul județului. Deci, încă o dată spun, am mare încredere atât în candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean, Iliuță Vasile, cât și în candidatul nostru de la municipiul Călăraș, Marius Dulce, și încă o dată repet, împreună cu toți colegii mei, cu secretarul, colegii mei parlamentari, cărora vreau să le mulțumesc, pentru că de fiecare dată, cei trei colegi pe care îi vedeți aici, în momentul în care Partidul Social Democrat în Parlament are nevoie de ei, au fost la superlativ, o să spun, și le mulțumesc pentru asta. Acum, să vă mai spun la nivel național ce mai facem. Sigur că presiunea pe primari, nu vă mai spun că nu numai la Călăraș, toate județele țării. Sunt chemați de domnul Orban la guvern, direct la guvern, nici măcar la sediul partidului. Și sigur, sunt colegi de-ai noștri care vin după ce sunt la guvern și ne promite de nou Orban, asfalt, drumuri, canalizare, apă, eu știu cele mai promite, ei vin și ne spun, pentru că unii dintre ei sunt și amenințați. Și eu le-am spus colegilor mei să aibă curajul și determinarea să iasă public, să spună într-adevăr cine e amenințat, cu nume și prenume, sau ce le-au promis. Pentru că PSD-ul chiar nu a făcut niciodată așa ceva. Nu mi-aduc aminte să fie făcut vreodată așa ceva la nivel național, să fie o asemenea presiune pe toți aleșii locali și mai ales aleșii din mediul rural, să știți că sunt foarte supuși unei presiuni
fantastice, nu numai în jurul Bucureștiului, și la Maramureș, și la Suceava, și la Timișoara, dacă vreți, peste tot, toată țara. Dar, cu Dumnezeu înainte, mai sunt cât 6 săptămâni până alegeri, pe 27. Sper ca guvernul să ne spună că facem alegeri pe 27, că nu contează ce vrea sau nu vrea PSD-ul sau alt partid aflat în opoziție. Dacă sunt pe 27, noi trebuie să ne organizăm foarte bine și la Călăreaș să câștigăm alegeri. Și eu sper ca numirea asta mea de președinte interimar la Călăreaș să fie cât mai scurtă. Ar fi benefică pentru Călăreaș, să fie cât mai scurtă. Și să vă reluați activitatea, să conduceți organizația și, sigur, destinele acestui județ. Am încredere în voi toți. Succes, vă spun. La nivel național, așa cum am spus public și președintele Marcel Ciolacu, spun și eu, PSD-ul va depune moțiunea de cenzură până în 15 august. Probabil că moțiunea se va vota în Parlament. Probabil un procent foarte mare, când spun un procent, eu știu, de 80-90%. Sper ca până 1 septembrie moțiunea să fie votată în Parlament și convingerea noastră este că moțiunea va trece și guvernul Orban va pica. Sigur, după aia intrăm în procedurile parlamentare, discuțiile la Cotroceni. Noi o să mergem la Cotroceni în momentul în care dăm guvernul jos, asta înseamnă că ai și majoritatea. O să mergem cu o nominalizare de prim-ministru, o să ne gândim cu toți colegii noștri, dacă e cineva din partid, dacă e o personalitate de stânga eventual. Vedem atunci, la momentul respectiv, o să facem public și sigur că vom merge până la urmă, până la capăt. Vom vedea ce o fi, ce o spune președintele Ioanis, dar în perioada asta următoare, deci luna august și septembrie, luna august-septembrie, în Parlament, cam asta va fi activitatea. Parlamentul nu este vacanță parlamentară, în sesiune extraordinară, va fi în sesiune extraordinară până la 1 septembrie. În rest, Partidul Social Democrat, la nivel național, sigur că își propune, la fel ca și la nivelul județului, Călăreaș să câștige cât mai multe administrații publice. Sperăm să câștigăm primăria generală și cât mai multe sectoare din București, dacă se poate chiar toate 6. Avem colegi de mare ispravă, primarul general conduce în sondaje, așa că Partidul Social Democrat face de fiecare dată ce a făcut de fiecare dată în campania electorală. Sigur că e o campanie mai atipică, probabil că și la vot vor fi chestiuni atipice, cu anumite restricții, dar asta e treaba Guvernului, nu e treaba Partidului Social Democrat, cum se vor organiza alegerile, pentru că Guvernul este cel care organizează alegerile. Sigur că sunt multe să vă spun, eu aștept întrebările dumneavoastră și vă răspund cu drag la ele. Și dacă am rămas eu ultimul, puneți-mi și întrebări ca să nu mai... Cum se vede de la nivel central faptul că domnul Ilință mai este președinte de Consiliul de Țară? PDL-ul de fiecare dată, nu numai la Călăraș și la Dreptețe, știe să facă același lucru. Era nevoie de administrație, era nevoie de continuitate până la alegeri. PNL-ul nu-l interesează, pentru că PNL-ul, dacă vă aduceți bine aminte, și domnul președinte Ioanis s-a dus alegeri anticipate în martie. Dacă nu era pandemia, vremele, deci n-au avut o problemă dacă administrația funcționează, dacă oamenii trebuie să treacă prin această pandemie să fie sănătoși, nu e o chestiune politică să câștige alegerile. Sigur, cred că și grada asta e foarte mare, pentru că, într-adevăr, nu suntem într-o situație fericită în momentul în care numărul de infestări crește, pe zi ce trece, numărul decedaților este din ce în ce mai mare. Nu e o situație fericită, dar sunt convins că PNL-ul e doar convingerea mea, că PNL-ul va forța și vor fi alegeri pe data de 27, pentru că nu interesează nimic decât sporul electoral și atât. Nu interesează oamenii. Din ce motiv s-a retras domnul Iacob? N-am înțeles întrebarea. Din ce motiv s-a retras domnia comitei de la conducerea? Sincer să fiu, nu știu. Eu sunt unul foarte deschis. Practic, a venit și a spus că își dă demisia, sunt foarte sincer aici, că își dă demisia, pentru că fratele dumnealui nu a vrut să urmeze aceeași cale cu el și din motivele astea, nu știu, a fost un pretext, a fost un motiv, dar plecarea la
PNL, pentru că am văzut un plenul cu domnul Iacomii, plecarea la PNL, din păcate, putea să fie fair play, să vină să spune sau la organizație, nu mie neapărat, la organizație, în motivele astea, eu plec la partid. Nu cred că ce face domnul Iacomii e bine, un an să fie la un partid, alt an să fie la alt partid, nu cred că e în regulă pentru un om politic care se respectă, în primul rând. Domnul Iacomii va fi urmat și de alți primari? Nu știu să vă spun. Și puneți o întrebare, să anticipez ceva. Eu cred că nu, pentru că cine a avut de plecat, a plecat. Nu poți să convingi oamenii, pentru că nu poți să păzești ceva, să spun așa. Nu. Nu. Cine a avut de plecat, a plecat. Cine a rămas, a rămas. Partidul Social Democrat își continuă drumul. Sigur că noi vorbim cu toți primarii lui, pentru că, nu știi, pentru că oamenii ăștia le spun aberații. Exact ce vă spunea domnul Iliuță, vă spunea că se duc la CNI pentru și le spun că le dau tot felul de ăsta de proiecte. Și vă mai spun ceva. Ordonanța aia cu CNI-ul e în Parlament. Și va pica ordonanța. Așa că ei cu oamenii mint. Pe primarii mint cu neușinare, nu mai se fac adeziune și se-și depune candidaturile până data de 18 din partea Partidului Național Liberal. Tot timpul au mințit, asta fac. Eu cred că în Partidul Social Democrat ca membrii sunt oameni foarte serioși, știu că avem primari de mare valoare și nu ne sperie acest lucru. Dumneavoastră i-ați impus vreodată domnului Iacomii rămânerea în partid ca fiind condiționată de aducerea fratelui? Nu, niciodată n-am discutat acest lucru. Domnul Iacomii a venit împreună cu domnul Iuță Vasile și am martor aici pe scris și mi-a spus, eu mă gândeam să mă retrag din funcția de să-mi dau demisia de funcția de președinte, pentru că fratele meu are un parcurs politic. Asta știu tot. Atât a fost singura discuție care am avut-o cu domnul. Ați avut vreodată semnale că el pochetează de mult cu PNL-ul? Nu pot să spun lucrul ăsta. Nu pot să spun lucrul ăsta că n-am avut. Nu pot să spun. Poate colegii mei, dar nu pot să spun lucrul ăsta că n-am avut. Domnul Iacomii declarat pentru un site important de știri de la nivel național că dumneavoastră nu va trece la PNL, dar totuși l-a văzut pe PNL. Da, l-am văzut pe PNL. Din păcate am și eu, mi-a trimis cineva o fotografie pe telefon și este pe banner cu candidatul președintele Consiliului Județean în partea Partidului Național Liberal. Păi, mai pot comenta ceva când văd o fotografie, o poză, mă pot comenta ceva. Lucrurile sunt clare, de punctul ăsta de vedere, cred că domnul Iacomii are alt parcurs politic.